În conformitate cu prevederile legii numărul 215 din 2001, ați fost convocați pentru astăzi ședință ordinară, prin dispoziția domnului primar numărul 37 din 23-1-2018. Din cei 15 consilieri locali sunt prezenți 14, absentează domnul Oprea Constantin. Fiind prezentă majoritatea, ședința este legal constituită și își poate începe lucrări. Domnul primar, prezentați-vă de la după cum ați fost informați, avem pe ordinea de zi 5 proiecte de hotărâre, cu suplimentare și puncte diverse. Cine este pentru ordinea de zi? Procesul verbal de la ședințele anterioare este fie din 19 a 12 și din 21 a 12. Le-ați consultat, aveți obiecții, completări? Dacă nu spunem la vot, cine este pentru procesul verbal de la ședința de 19 a 12? Se abține domnul... Orgeanu? Orgeanu. Orgeanu și domnul Părlisești și domnul Dula Milian Calipsi. Altcineva? Cine este pentru? Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Domnul Dula, da? Domnul da, da, mă, știu, dar nu a fost. Nu știu, poate vreți să votați pentru. Cine este pentru procesul verbal din 21 a 12? Trebuie să se abțină domnul Oprea Costel, domnul Ciubotaru, domnul Durlan, domnul Orcheanu și domnul Matei Lovrențiu, care au lipsit. Ința de îndată, să știu. Da, da, de îndată. Deci restul pentru, da? Da. Domnul președinte Zoris, vă rog, continuați ședința. Da, începem. Primul proiect de hotărâre. Președinte, reorganizarea compartimentului apă canal prin aparatul de specialitate al primarului comunității și înființarea serviciului public de alimentare cu apă și canalizare au comunei Căiești, în județul Bacău, sub autoritatea Consiliului Local al comunei Căiești, județul Bacău. Am o întrebare. Ce ne spune domnul primar? În reorganizarea compartimentului, ce vă referiți? Ce vreți să faceți? Din lege, nu avem voie să mai funcționăm în felul ăsta. Trebuie cot fiscal separat, nu avem voie să o ținem sub ordinea... În compartiment. Ori o delegăm, să o dăm... Deci, variantele care sunt. Să o dăm eventual la firmele care cunoaștem, CRAP, RAG, așa, ori ne facem noi un serviciu separat pe care să-l administrăm, să-l gospodărim. Am luat calea cea mai... Interte executivului publicat. Ca să o țină la primărie. Dacă... Nu o dăm la alții, nu? Da, poate, mulțumesc. Și atunci trebuie să faci campieră, să-l luați? Tot. Are persoane jurică, conturi separante, bancă, în trezorerie, tot. Numai că se derulează prin... Administratorul este Consiliul Local și Primărie. Consiliul Local și Primărie. Consiliul Local are o ștampilă. Va obține serviciu nou înființat ștampilă. Deci, haideți ca o să revenim după aia. Să zic un pic și mai să înțeleg, vă spun. Deci, ce se întâmplă acum cu apa și canalul, se întâmplă și cu platforma rigului și cu serviciul de iluminat. Toate prin lege trebuie scoase din în afara da. Prin lege. Ultima dată am venit în care nici n-am făcut proiectul hotărâre, n-am ajuns să-l facem pentru luminat și acolo ne-a venit adresă, nu mai putem funcționa în felul ăsta. Da. Dar noi suntem o societate, ce facem? Dați-mi voi. Cam așa. Putem înființa și societate. Avem articolul 28 din legea 51 pe 2006. Dar nu vă spălați să-mi zic. Domnul Oprea. Are răbdare. Prin care gestiunea directă, modalitatea aleasă de domnul primar propusă dumneavoastră, se poate realiza fie prin societăți reglementate de legea 31 pe 90, societăți comerciale cu răspundere limitată. Se reglementează. Da. Da. Sau, sau servicii, dar nu este operator. Deci operator, deci ai licențe, deci mai multe, nu chiar...
prin servicii publice de interes local, specializate, cu personalitate juridică, înființate și organizate în subordinea consiliilor locale. Asta ce intenționăm să facem noi? La gestiunea directă, propusă de domnul primar. A doua variantă era gestiunea delegată. Când? Care înseamnă ce? Înseamnă predarea serviciului și a sistemului către un operator licențiat. Dacă dumneavoastră a spus de la început acum că, domne, dar trebuie să ai licență, trebuie să ai... Adică, într-un fel spus, e un lucru greu de a obține ca un privat, un servis. Păi cum este greu pentru un servis, tot atât de greu ar trebui și nouă să ne revină. Deci, o echitate ar trebui să fie în toată treburile astea. Părerea mea este următoare. Dacă eu am o încăpere, să o luăm pe asta, și e proprietatea mea, și eu deleg bănuirea acestei încăperi mie, eu îmi pot permite să las o nebănuire preț de un an, doi. Dacă, în schimb, eu deleg domnului orândarul, să zicem, atunci eu, ca și proprietar, și prin contractul ăla și toate chestiile alea, pot să-i cer dumnealui mai abitir decât să-mi cer mie să execut bănuirea respectivă. Dacă tot ne aflăm în economie de piață, nu am putea oare să renunțăm la postul CAP, când toată proprietatea și toată activitatea era a tuturor și a nimănui? Deci de ce nu am încercat, e părerea mea, de ce nu am încercat atribuirea acestui serviciu al cuiva? Și dacă nu erau, nu aveam să facem, dacă eram obligați. Este crabul, este raja, sunt. Dar nu mă duc cu gândul la crab nici să mă bateți. Mă duc cu gândul la un întreprinzător de aici, un serenist din teritoriul nostru, din comuna noastră. Adică e greu. Nu e greu primăriei să obțin toate cele, serenistului respectiv din comună i-ar fi greu. Dar nu cred. În sfârșit, așa ați gândit-o, n-aveți decât să o scopriți așa. În schimb, părerea, eu am motivat de ce. Consider că ar fi mai bine am enunțat ceea ce se cheamă CAP, a tuturor și a nimănui, cu responsabilitate. Sunt curios să văd cum o să funcționeze. Întrebarea era și ce avantaj ar fi prin a face prin gestiune directă? Pe tocmai asta, că eu spun că nu sunt avantaje. Și ce avantaj ar fi, sau dezavantaj ar fi, dacă e dincolo? Adică eu dacă nu este mai avantajos pentru primării. Nu este, domnul meu, mai avantajos, că nu are de ce. Numai că eu... Explicația, așteptăm. Cel mai mare avantaj poți să-l ai de cetățenii care nu sunt legați la serviciul de apă. Dar cei sunt care sunt legați la serviciul de apă în momentul când o dai cu delegare, o dai la o altă firmă. Am luat exemple celelalte comuni și celelalte localități unde prestează cei de la... care au firmele de prestări în acest domeniu. Gen crap sau oraș. Au prețuri de 5-6 ori mai mari ca noastră. Iar noi intenționăm să ajutăm cetățenii și cât pe urmă să ținem la nivelul ăsta sau un pic mai mare. Nu știu dacă o să puteți să-l țin la nivelul ăsta de aici, de acum. Dar în momentul când o delegi, e dat-o, nu poți să-ți mai pui tu condiții vis-a-vis de preț. Păi, trebuie să era bine dacă îți vindeați să ne expunea de motive. Înțelegeam și erau ridicare clare. De ce i-am stat adoptat în varianta? Deci e clar. Dai mână liberă SRL-ului să taxezi cu cât vrea oameni. Cu cât vrea. Pare cu un preț, dar prețul îl poți face. Faci o analiză de preț, faci. Iar noi ținem prețul cât se poate la un echilibru de a funcționa. Nu e nevoie să faci profit de nu știu cât. E normal ca fiecare societate să vină după profit, nu vine după ca să facă serviciu benevol, că e comuna pe viță. Da. Domnul Sărbor, că... Da, din președinte. Da, chiar. Și eu m-am... Ați vorbit, domnul Sărbăr, dacă... Da, domnul Sărbăr. Și eu m-am uitat pe material și... Mi se pare că este un lucru bun, pentru că înființarea acestor societăți comerciale pe lângă primărie înseamnă spargerea acestui monopol al marilor trusturi care acționează în județe cu comandă de la București. Revenirea serviciilor la nivel de comună presupune că tarifele sunt stabilite aici la nivel de comună.
și nu sunt la latitudinea celor care doresc în 6 luni de zile de la înființarea societății să-și căptușească buzunarele cu bani. Trebuie atenție mare la felul cum funcționează și oamenii pe care îi adună această societate. M-am uitat, sunt 3 oameni. Propunerea mea este ca la concurs să fie primite toate cererile, dar să fie selectați oameni din comună. Să dăm și prin acest serviciu posibilitatea ca 3 oameni din comună pe care să lucreze acasă. Să nu se mai ducă în altă parte, în vestul Europei. Asta ar fi una. Dar serviciul acesta de apă, cum de altfel și celelalte servicii de gunoi, și ăla ar fi, cred că, la fel de important ca și ăsta, presupune extinderea atât a rețelei de apă în comună, pentru că sunt sate care nu au apă, dar completarea serviciului și cu evacuarea apei menajere. Și atunci societatea aceasta comercială, pentru că vine după legea 31 asta, nu? Nu. Nu? Nu. Dar cu ce? Este societate, este serviciu. Un serviciu. Deci, ea, înțeleg că se autofinanțează. Dar dacă se autofinanțează, înseamnă că trebuie să-și creeze profit. Și acest profit trebuie să-și investească în dezvoltarea rețelei de apă. Da. E clar, ea este sub ordinea Consiliului Local. Este sub ordinea Consiliului Local. Domnul primar, cu bulversările astea de schimbări din 6 în 6 luni de zile, consiliile locale vor avea foarte, foarte mult de suferit. Pentru că nu o să aibă nimeni grijă să spună, băi, la Căiuț nu mai trebuie 1000 de metri de țeavă de canalizare la Căiuț. Primăria nu cred că stă așa de bine financiar ca să poată să facă investiții masive în astfel de lucrări. Dar încetul cu încetul, eu cred că este un pas spre descentralizarea acestor monopoluri care luați un presto ăsta sau chiar apa de la Onești este de la 10 lei metru cub. Da, include și evacuarea. Noi nu avem partea aceasta a doua a serviciului parte evacuare. Parte din comună. Parte din comună. Da. Bun, ăla o să plătească tariful corespunzător. Tarifele sunt stabilite aici în comună și sper că nu depășesc ceea ce ne-a transmis Uniunea Europeană cu creșterea acelea anuale, nu? În principiu, eu sunt de acord cu treaba aceasta, cum de altfel sunt și cu alte servicii. Mă gândesc chiar la o activitate de construcție în comuna Căiuț, cu un dulgher, cu un lemnar, cu un zidar, cu un reșef, ca să putem să facem și noi ceva cu forțele proprii în comuna Căiuț. Sunt oameni care au nevoie de garduri, au nevoie de acareturi. Da. Domnul Dărman? Eu credeam când ați venit cu acest proiect de hotărâri că să veniți și cu niște prezumții de calcule. Deci, serviciul, cum a spus domnul, va fi autofinanțat. Din stat, nu uităm că sunt 3 salariați. Eu din ce știu? Că se încasează 2,1 lei cât este acum. Nu știu, deci 800, nu știu dacă s-a mărit, 700 de milioane pe an. În multe reparații și lucrări le-am făcut din bugetul local. Eu m-aș fi așteptat, măcar cât de cât, să ne veniți cu un calcul privind cheltuieli. 3 salariați, ce înseamnă estimativ, curent, că sunt în baza de date și se puteau spune, ca să știm cu ce se mănâncă. Este normal să facem serviciu, că aici se ajunge. Nu se mai poate funcționa dacă nu o dăm în altă parte și sigur costurile vor fi mai mici ca la CRAP, dar trebuie să mai luăm în calcul și o altă situație. Prin CRAP, dacă eram asociați, bine, era prețul foarte mare, de asta nici eu n-am fost pe vremea mea de acord să dăm, mai puteam prinde ceva investiții.
Eu rețin și am zis că am s-o caut la drept într-o ședință, că noi în 2016-2020 eram prinși cu 1,2 milioane euro investiții canal și apă pentru zona peste apă. Eu nu mai fac sau ce se întâmplă, chiar nu mai știu, că deconectat de la situație, dar eu zic că ar fi fost cât de cât indicat să se fi venit, chiar și contabila sau factorul tehnic, să fi venit să ne spună că la ce costuri ne-am putea aștepta, că automat se vă, astea costurile care vor fi în plus cu 3 salariați, cu tot ce mai e, vor influența prețul apei. Și nu puteam face și noi imagine cam ce ar fi însemnat acest serviciu. Trebuie să fim realiști. L-ați externalizat, separat, l-ați făcut serviciu automat. O să trebuiască să se doteze cu o mașină, cu niște sculi, unelte. Ușor, ușor o să vedeți că nu o să mai puteți merge cu cele la primărie, pentru că se intră în altă, în altă sferă conflictuală și nu cred că nimeni dintre noi să aibă chef să încalcă legea. Nu o să mai poți să iei tractorul de la un serviciu la altul. Sau gândiți să faci un serviciu de gospodărire comunală, în care se include mapă, unori ăsta la... E gândit, e văzut, e... Haideți să discutăm pe proiectul ăsta de hotărâre, ca să nu mai ducem cu acel loc. Să mai scrie cineva un cuvânt? Nu, domnul. Ceea ce s-a ridicat în discuții, respectiv cu un calcul al licenței ecologiei, sau nu discutăm de nici să fie eficient, dar banii s-au copilului cheltuieli. Înmulțiți 3 angajați cu 200 luni, cu un salariu... Doamne, chiar nu ai făcut asta, de ce nu spuneți să o facem acum? Nu, da. Credeți că nu-i luat în calcul, dar noi trebuie să ființăm chestia asta și după aia facem prețul. Normal, o să... Cred că nu o să rămân la 2 lei și 1 bani, o să duc la 2 lei 90, la 2 lei. De ce să ne mințim că vom veni cu prețuri atrăgătoare față de altcineva? Dar până la 10 e destul, ai loc unde să te duci, nu o să duci la 10 lei cât are crabul, că n-ai cum. Te duci numai ca să poți funcționa. Domnule. Iar din aparatul specialitatea primarului, da, care este și unul de la apă, o să duc cu delegații pe acest serviciu. O să plece cu totul. Domnul primar. Câți metri cub de apă se consumă în comună? Care este? Așa de calcul pleacă de la apă. 12.000 pe lună. 12.000. 12.000 ori 2 lei. Plus minus. 24.000 de lei ar fi încasările brute de la apă. 24.000 de lei pe lună. Nu, mai mult. Păi dacă e 12 ori 2, cât e apa? E 2 lei, nu? Nu avem și restanțe, mai sunt în urmă. Hai să... Restanțele sunt... Este întrebarea aici. Brut. Brut. Netul undeva la 1900-2000, exact. Da, dar și când ești la pensie? La care vechime maxim. Cu eficientul maxim de vechime. Nu, dar văd că ați spus atâta. 1,5, nu? Spre clasică, nu? Deci, dacă un calcul simplu, salarizarea duce la 1 miliard ceva pe an. Fără... Gândiți-vă că la 1.900 de milioane se casează cu TVA, care se dă la stat. Având în vedere că faptul este obligat din lege să facem. Dar nu corect, este normal să-l facem. Adică să facem. Și treaba, dacă dăm dincolo, părerea mea că o să fie prețuri mai mari decât dacă o facem prin consiliul local. Nu așa, deci avem două soluții. Două soluții. O internalizăm sau rămânem la consiliul local. Eu consider că trebuie la consiliul local, dacă rămâne la consiliul local, la consiliul local putem controla prețul noi. Sigur. Și noi nu o să tindem să mărim prețul cum ar fi o societate comercială care să intenționa de mărit prețul de acum 10 ani din ce știu eu. Dar nu s-a putut, că trebuie problema de resecție. Oricum prețul va crește, pentru că de să acopere cheltuielile. Va crește, dar nu ca în condiții chiar dacă ar fi externalizat. Dacă înstrăinăm acest serviciu, vom juca cum ne cântă dată.
Ești la mână... Așa, eu cânt și eu și joc. Da, când emite-mă o chestie, eu zice, domnule, gata, înlăturăm monopolul. Monopolul față de cine? Față de Icran sau ce a fost el ăla? Domnule, dar când veneați cu monopolul autorizat, trebuie să dai serviciu prin licitație la o firmă autorizată, nu monopol. Dar nu monopol înseamnă dacă încep și timpării, primării, și apă, și gunoi, și vreau să văd monopol. La ce vreau să vă spun, să fiți atenți. Pentru executiv, pentru noi, pentru cei care conduc primărie, ar fi mult mai simplu să o dai scârbia, dar eu îi pui, se duce la oameni direct pe capul lor. Că eu atunci nu am nicio grijă. Am dat-o, am externalizat-o, a venit firma, pune-mi pe telefon să-mi vezi să... Dar știu, am întrebat la celelalte comuni ce se întâmplă, care au dat la crau. Casează din numai numai și când au defecțiuni, tot eu fac. Că vine lumea cu și tot în prestul, dacă se iei cu serviciu, nu tot din noi vine și trage. La apă, dacă se face conducta, credeți că o să suni la sunată doar la crabă, ăla spune că vine și nu vine, și tot noi trebuie să ne ducem să o rezolvăm. Și nu mai bine să o ținem noi? Să punem la vot. Cine este pentru? Abține? Domnul Cheamă, domnul Mărcuț. Nu ies. Și domnul Matei Lorenț. Nu, i-am votat, i-am votat. Da? Înseamnă că 12 pentru. Domnul Mărcuț și domnul Stare. Proiectul numărul 2. Proiectul este proiectul numărul 2, privind aprobarea inițierii procedurilor pentru înființarea unei societăți comerciale, răspundere limitată în interes public local în vederea eficientizării gospodăririi comunale cu asociat unic Comuna Căiuț prin Consiliul Local al Comunei Căiuț și Județ Bacău. Inițiator domnul primarul Vândală Gabriel. Identic, dar e servicii, societate comerciale, SRL, totul altceva. Serviciu este una, SRL este altceva. Acum eu să-i răspund. Domnul am văzut în expunerea din cuvântimea domnului primar, zice că având în vedere că s-a finalizat și recepționat investiția platformă de depozitare și gospodărire a bunurilor de grad și a deșeurilor menajeri. Așa este prevăzut. Așa este prevăzut. Așa e proiectul. Așa e proiectul. Dacă și așa e... Și deșeuri menajeri, la ce s-a referit? Acolo, în proiect, la platforma de urmări, s-au dat și două, trei containere. De astea, de alea de 110 litri, date din proiect. În cazul în care se adună acolo câteva deșeuri menajeri, de-aia îi spune și deșeuri menajeri. Dar vorbim de cantități de o tonă sau 100 de kg, le avem depozitate acolo și de acolo vine și via. Sunt separate... față de platforma de depozitare a gunoiului de grad. Nu este o platformă și pentru... Nu. Mă vedeam că puteam face la fel de această societate la ceea ce vindea cu gunoiul. Să face prin societatea noastră. Nu se poate. Nu. Nu, deci nu. Da. Cine să mai scrie la cuvânt? Să punem la vot. Cine este pentru? Da. 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 M-am abținut. Potrivă? M-am abținut. Potrivă? Mergi pe la capăt. Abține. Și cine se abține? Abține. Consecvențe, m-am la începutul cu platforma aia. Nu am acum cum să... Deci 12 voturi pentru. Sunt consecvențe. Societatea aceasta comercială, domnule primar, care se ocupă de resturile menajere, va avea aceeași schemă ca și cea de apă, cu trei oameni și sau altfel de... Nu știu, da, doamnă. Mașini, utilaje, chestii de... Să o facem să funcționeze. Cum? Trebuie să o facem să funcționeze. Dacă o să fie nevoie, o să ducem acolo, sunt schemă din proiect, sunt 3, 5 sau 7 oameni. Am mai sunat la celelalte comuni vis-a-vis pe la Buzău sau la... Pe ce? Mai aveți Marcău? Nu funcționează. Sunt care au de Buzău. Sunt care au... Smeieni Buzău. Da. Smeieni Buzău. Funcționează, se autofinanțează. Conforme într-o singură... Clar că dacă s-a mișcat și SRL
Și deci, să autofinanțeze, să-și plătească măcar salariatul, motorina și ceva cheltuieli de aducere a gunoiului. Ce am observat din proiect aici, din argumentare, este a fi un avantaj că această societate care va fi înființată poate să creseze servicii de populație. Asta e un lucru bun, că nu trebuie să dai telefon, să vină o mașină de la Onești sau de la Jur, când putem plan locale și pentru cetățenii pentru mai avantajos. Mai avantajos. Mai avantajos. Mai avantajos. Mai avantajos. Mai avantajos. Ușor, ușor, fiind această groapă de gunoi de la animale, toate persoanele care au animale vor fi obligate să fac contract, să-ți aducă gunoi aici. Pe una să aduci gunoi. Dacă nu are el o platformă betonată care să corespundă... Cei care cer fonduri europene pe proiecte, pe este obligator, nu le poate da niciun... Dacă nu au contract. Dacă nu au contract cu o platformă de gunoi de graj autorizată. Sau să-și facă el, dar e cheltuielile foarte mari. Și comunele de mitropii. Cetățenii cu obiecte sunt avantajați. Deci și comunele de mitropii deja au venit oamenii. Pe rază de 15 km. Da? Avem cere. Dar cere de să-și facă ce trebuie la... La, nu, la când s-a dus la firme, a cerut să facă un proiect, contract cu platformă din noi. Direct. Eu trimis la noi că trebuie să-i dăm drumul. Să eu trimis la noi, știi că o avem și trebuie să meargă. Proiect numărul 3. Proiect de hotărâre numărul 3, privind aprobarea propunerii privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului comunei Căiet, județul Bacău, în 2017. Inițiator domnul primarul Vândar Neamț. Dar sunteți de acord că evaluarea făcută de mine pentru doamna secretar? Nu mai devine. Am o întrebare. Da. Articolul spune că propune primarul comunei, adică prin proiect, nu e Consiliul Local. Eu, corect ar fi trebuit noi să puternicim sau să, nu, să vă propunim, adică noi vă propunim dumneavoastră, vă să puternicim să-i faceți evaluarea în calendar, nu propunim. Noi vă propunim și dați dacă nu sunteți de acord. Că noi vă propunim. Păi nu, dacă vă propunim, din moment ce vă propunim, vă propunim. Deci vă puternicim ca să faceți evaluarea și ne prezentați rezultatul evaluării. Așa e extrasul de lege. Așa e din lege? Da. Așa e legea. E aprobarea propunerii privind evaluarea. Deci dumnealui vine cu o propunere, nu, care nu. În conținutul căruia să-i regăsește evaluarea doamnei. În această situație, nu, hai să ne aplicăm cu atenție. Nu, nu e aprobarea propunerii primarului despre evaluarea... Ai vorba, mă, din dubii cuvinte, ai zis că nu. Aici noi, Consiliul, îi facem propunerea domnului primarului. Cine este pentru? Așa spunea articolul, propunii primarul. Noi, Consiliul, vă propunii primarul. Nu putem nici... Des Pedro. Cine este Pedro? Nu mai devine. Obținet? Dar primarul este șef al primăriei. Și implicit și șeful secretar. O să fie de acord Consiliul atunci. Da, asta e. Proiect să ne spuneți și nouă, cu notă, cu calificative sau cu puncte. Calificative. Sunt criteriile... Vorbește. Așteptăm să ne dați calificativ. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre numărul 4 privind aprobarea planului de lucrări și acțiuni de interes local pentru anul 2018 să se vor efectua de către beneficiarii legii numărul 416 din 2001 cu obligații de muncă. Domnul inițiator, domnul primarul Vândar Neamț. Aveți de adăugat sau te vorbesc că aveți de redus. Aici ai spunea de motive, arată bine. Făcut aia, aia, aia. Dar oamenii în plan nu-i văd niciodată. Ia-ți o chelare, nu? N-am dat pe chelare. Domnul Ipruz, nu-i văd. Că e aici frumos, că faci aia, faci aia, faci aia. Dar eu nu-i văd. Unde-s? Nu știu, 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 văd că se mișcă, da, dar nu-i vă spăr când treabă. La cafea. La cafea, la rachin. Spuneți-vă ce înseamnă aici, au avut drum, IP, MIP, IE, ce înseamnă? Ce înseamnă? Drum comunal 14. La măsura 1, acolo, la criteriu așa, lucrări de depozitare, comuna Căiuț, constând în grășteal, la tram, antiderapant, mijloace, IPE, drum IPE, unul, ce este? Codul ăsta. Alem să nu știu nici de acolo. Dacă trebuie dat o notă să ne explicați ce înseamnă, ca să știți noi ce are. Este tot, văd că e aceeași treabă, IPE. IPE, limitul sau IE, unul. E greșeală de drum DC-114. Asta am înțeles, drum DC-114, dar... Da. Dar cu mijloace IPE. IPE sau ce s-a văzut? Dar cu mijloace. Înseamnă locuată, domnule.
Lasă-mă, ci... La loc bază. Zva... O fi un cât, ceva. Mulțumim, Bibin, sunt mai pasti încă. Deci e greșeală. E eroare, da? Vedeți că ce-a poziția 5, măi? Da, am văzut, mai multe locuri, da. Și nu știu, nu se înțează, poate... Deci eu... Ce-a nu-mi explic. Copy-paste. Nu, copy paste, că nu trebuie. Nu era așa, mă, verificat. Deci înseamnă că e tipul de copy paste. E copy paste, vedeți cum ai venit și îmbunătățiri la poziția 11. Vreți să vă faci o mare copy paste? Este, dar m-a adăugat ceva, vă să 11. Doamne, e a treia oară când le cunoașteți, asta nu retrag orice. Dar e normal de ce să redactezi în modul grande. Corect. Copy paste. Da, corect. Poziția 11 este în plus. Vis-a-vis de acest proiect, mă gândeam că nu ar fi fost rău, dacă tot s-a prezentat asta, trebuia în spate să fost și ce s-a făcut anul trecut cu acești oameni. Păi spații de lucrări, vreți studii, anul trecut cu aia s-a făcut drumul ăla, s-a făcut aia, s-a făcut aia, ceva, să vedem și ce s-a făcut. Noi îi spune, dar nu urmări ce se face. Măcar la anul, să vedeți de unul micii, să faceți și o spații de lucrări. Da. Să punem la vot. Cine este pentru? Sau... Împotrivă? Abține? Abține. Trei abține. Nu știu pe... Domnul Dorian. Și domnul Dorian. Și domnul Dorian. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre numărul 5, privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru salubrizare Bacău, pentru anul 2018. Inițiator, domnul Sărmăi Vărândară de Vărândară. O întrebare. Spuneți-mă dacă cotizația de anul 2018 e la fel ca cea de 2017, mai mare sau mai mic? Mai mare. Mai mare? Da. Asta a stabilit-o la Anisul, nu? Da. Și ei ce stabilesc? Noi trebuie să aprobăm. Ei ce stabilesc, ei noi trebuie să aprobăm. Eu vă spun că plăjesc acum cu mărirea salariilor și la Adis și-au tras de salarii care trebuie să scot populația. Eu nu, sincer, nu sunt de acord. 60 milioane la 10 milioane. Sau cât era? 25. De două ori jumătate. Exact. 60 milioane. Și mie mi se pare că... Iau 60 ori 80 de comuni, 480 sau 48. Un milion și ceva de euro le dăm la dis să plimbi cu mașinile pe unde vor. Cu telefoane, salarii mari. E cărcarască. Indiferent, 60 plus gunoiul care plătim. Eu nu mă voi, sau chiar voi vota împotriva la acest proiect de hotărâri. Nu sunt de acord. Este prea mare diferența față de anii din urmă. E bujapă. Da, dacă se poate, se poate. Vă dați seama ce se întâmplă dacă ne dă Adis o fac. O să întâmple ce s-a întâmplat la Comănești și la Dărmânești. Tot timpul Adis ne dă afară, merge numai pe aia. Nu ne-am văzut cu ei. Trebuie să suportăm cât vrei. Ei, cum o dacă îți propune, tarif atât. 30 milioane, nu 60. Nu-i propune. Ca să negociez cu ei acum, trebuie să revii la contractul încheiat. Dacă toate comunile le-a gândit ca noi, s-ar putea negocia cu ei. Dar contractul a fost odată semnat de cineva. Nu contează ce-a fost. Și ca la bărci. S-a deștept ca lumea, fraților. Trebuie să ne păciem cu el. Care-i problemă? Dar banca nu poate să vă arăzi dobânda cum vrea el. Nu, dar poate să facă tot ce scrie mărunt în contractul respectiv. Deci eu nu știu dacă în contract scrie, dacă nu le aprobăm cât vor ei cotizația. Păi, dar are situație, dacă nu știm ce scrie în contract, ne abținem. Să nu mai spunem nimic. Da, dar în contract, sigur nu-l spune. Dar nu respiră, ei vor majora cum vor ei anual. Dacă la anul vin cu un miliard, pe anul de afară, dacă îi dăm un miliard. Deci, exact. Nu. Deci, stabilit pe toate adiesul, pe cele 65 de comuni, nu-i stabilit numai pentru căluț sau numai pentru... E stabilit, domnul, dar ei au stabilit. Orașul Bacău are... Dacă nu mă înșel, 2 miliarde. Toate comunele trebuie să cadă de acord. 1 miliard are Bacău, 1 miliard. Municipiul Bacău 6 miliarde și
doi abrează în 6 miliarde. Onești un miliard. Domnul primar, mie mi se părea corect ca să fii chemați toți primari. Este aprobat prețul, sunt aprobate la toate primarii. S-a stabilit la adunarea generală. De exemplu, au fost chemați toți primarii. Orașul Slănic, da? Are 100 de milioane. Așa s-a stabilit. Are 100 de milioane. Și primarul a aprobat, presupun. Dar e oraș. Dacă a aprobat, asta e. Îți compară cu noi la oraș, cu ce s-a și la noi, deci. Noi suntem încadrați în comune peste dintre 5.000 și 10.000 și asta e. Dacă eram sub 5.000... Nu, eu nu știu că nu. Deci au făcut o ședință, au adunat primari acolo, la arhidirii și s-au aprobat la unison. Păi da, domnule, vina este a primarilor, pentru că au aprobat oricum. Mă rog, degeaba, se pun și faptul lui faptul lui. De exemplu, domnul ăsta, domnul primar, v-ați... Și dacă votam împotrivă, ce s-a întâmplat, domnul Matei, dacă era 64? Nu, 64, 64 pentru și unul de la Creiți împotrivă. Păi așa o să zic noi, da. Consiliul local. Acum, domnule, știu, simt poziția. Domnul Lașe, ca ordonator de acredit. Cum hotărârile noastre nu se iau cu suma asta de 6.000 de lei, vi se pare mare, vi se pare suportabilă pe bugetul primăriei Creiți? Este ok. Este ok. Păi și la anul să fie 120. Sperăm să... În funcție de ce se aprobă și cum putem negocia și noi să ne dea bani de la Consiliul Județean. Dar nu sunt de acord, de acord, ce problemă. Și astăzi, eu astăzi dimineața am fost la Consiliul Județean să stabilește bugetul. Și altfel vorbește cu tine că domnul președinte la Consiliul Județean este președinte la ADIS. Păi, și altfel, păi ce să vă spun? Adică am spus mie, am spus mie, când îți spui vota. Încă un moment de recunoaștere, de sinceritate, estimați să fiți domnul primar. Această societate este o societate de partid. Și dacă este o societate de partid, noi trebuie să alimentăm fără fapt pentru care... Dar în campanie nu era domnul Setu, Tatiema de la ADIS, deci indemnizația aia de la ADIS pentru președinte Brașoveanu, este mai mare decât cea de președinte Consiliul Județean. Nu, ea indemnizația. Ei, da. Supunem nouă. Ia, prin forme mașcare. Cine este pentru? Cine? Dacă aveți de unde s-o plătiți. Împotrivă? Sper să staționeze. Abțineri? Împotrivă domnul Orheanu. Și abține domnul Durlan. Domnul Roșcan. Și domnul Marcuț. Și domnul Orhean. Deci sunt nou. Și domnul Orhean. Eu nu sunt împotrivă la astea, sunt creati din noi, dar prea mult sare cald. Te scoate și unii. Este ok pentru primărie, nu zice nimic, dar gândiți-vă acum că din ce știu eu s-au mărit acum veniturile la primărie. Dar crezi că veniturile locale nu se pășesc 12 miliarde, nu? Cam așa. Gândiți-vă că salariile tu vine din rău la cei care sunt primării, dai mai 10 cotizații, mai nu știu câte contracte. Și nu mai depindem așa mult de Consiliul Județean. Bani vin de la finanță, doar dacă dă cofinanțări ceva cu proiecte, da? Da, proiectul numărul 6. Mai e? Al șasele? Al șasele. Avem al șasele? Avem o suplimentare. Da, da, da. Ce suplimentare avem? Proiect de hotărâre numărul 6. Privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare prin concesionarea gestiune serviciilor de operare a instalațiilor de deșeuri 50 Bacău. Nu, n-am mai... Dar așa că nu au suplimentat. Ecosudul. Deci au fost contestații. Ca să înțelegeți, nu-i nicio... Explicați un pic asta. Da. Ecosudul, de la Bacău, trebuie să dea drumul la celula 1. Celula veche de unde se depozitează noi, trebuie închisă, e pur. Nu sunt numai în capene. Și au tot fost în contestații. Și o să urmează procedura de colectare selectivă și de toate celelalte. Dar primul lucru care trebuie... Asta de să le dea lor putere să înceapă activitatea. Până acum a fost numai contestație și numai... E postul lui altul în afară de ăștia care adună pădurile? E aia de la Bacău. Aia care administrează groapa, da. Da. Păi ăștia plătesc la aia că mă duce. Și e subordinea primării Bacău sau ce
ceva, pe teritoriul da, serviciu făcut de da. Eu nu am material, dar asta înseamnă că impune ceva, cheltuieli, nu avem treabă, nu. De asta înseamnă că dacă aia nu dau drumul la la 2 prima e plină, că nu s-o dus de Valma, da. Iar în asta încep să le selecteze. Și acum selectiv. Selectarea s-o fac și la până la nivel de comun sau acolo? La nivel. Dar acolo se care tot județ. Până la nivel de comun. Adică va fi implementarea de la județul în jos. De acum acolo să vină mai multe mașini. Exact. Să vină pentru lucrurile. Când o să vină să iei cu noi acolo să dispare. Asta am întrebat. Selectarea s-o face dintre cetățeni? Acolo, sau? Nu, acolo, la ei. Acolo, nu acolo. La gropile de transfer mai exact. La Mănești, dacă la ei. La Borzești, aici, la, lângă pasul mare de combinat, eu am avut pasul în transfer. Mai una la Cumănești și una la Greciana, din ce știu eu. Care sunt proiectul ăsta mare, că dorim proiect mare. Și întrebarea e ca cetățeanul nu trebuie să facă selectarea selectivă. O fac ei. La momentul ăsta nu, dar o să ajung și la cetățean. La momentul ăsta. Deci asta e. Să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Pentru. Dacă nu se va întâmpla. Pentru. Și vot o abține. Cum e votat? Păi, am avut ochelar, dacă... S-a greșit. Votăm acum, clar de vest. Am avut ochelar. Am avut ochelar. Cine se înscrie la cuvânt? La diverse? La diverse. Eu? Domnul Matei. Au fost apelat telefonic doamna Lungu Maria, din Praia, ridică problema unei punți. Și că am înțeles că a vorbit și cu dumneavoastră sau cu domnul Vici, ceva genul ăsta, că trebuie mutat, trebuie, avea să fie sprijinit și s-a ajutat cu un TAP să tragă o punte din al Monte mai spre Aval. Adică, spre Brarea? La Brarea, da. Și un vestit... Punctul ăla, la Paliora? La Paliora, da. Ne-am știut. Da, și eu. Da, dar și cam am lucrat cu dumneavoastră și așa... Nu, că era probleme acolo cu iluminatul, i-am tras legea din urmă când era cablu, i-am pus bec acolo pe scăpărâu, din punte chiar nu am știut. Acum, puntea, v-am înțeles că nu funcționava ceva genul ăsta, dar puntea n-ar fi aia, ar fi un Napoleon. Și el ar vrea cumva, ea ar vrea să o duc mai jos. Acum zic, doamnă, dar dacă puntea lua la cum, să o duci mai jos, pentru că trec și eu pe aici. Să nu creăm un conflict. Să creăm un conflict, dar trebuie un pic să... Mergem la fața locului. Mă, sunat când veniți domnul Vici în stradă, altă, mergem împreună să vedem exact ce e vorba. Deci, mai suntem, putem rezolva sau nu. A doua problemă, domnul primar, spuneți-mi, vă rog, bugetul pentru 2018, cam când credeți că a fi să intre în ședință? Tocmai ce am spus mai înainte, am fost azi la Consiliul Județean, pe data de 12 februarie, s-a luat ședința pentru buget Consiliul Județean. După aia, noi, inițial, la 45 de zile de la guvern. Aprobarea bugetului stat. Da, și când a fost, nu mai știu. A fost în decembrie. Suntem la sfârșitul lui februarie. Deci, oricum, pe 12 decembrie are ședință Consiliul Județean. După ei, pe 12 februarie, pardon. După ei... Întrebarea este legată de faptul că înseamnă că probabil intră vin la sfârșitul lunii februarie și până atunci aflăm ce se întâmplă și proiectul cu extinderea direcției de Dunăre Publică. Ca funcție de asta, poate, dacă cumva, sper să n-avem din da? Da, și astăzi am avut discuții. Să țineți cont de chestia asta. Am avut discuții și astăzi cu domnul director de la Galș, nu sunt probleme. Ați fi un lucru. Și a treia întrebare, ați făcut trei proiecte PNDR. În ce stau? Sunt șanse fie aprobate sau au fost aprobate? Am semnat contractele finanțare. Deci sunt aprobate, da? Da. Pentru? Sunt cele trei poturi, dispensarul uman și... Dacă îmi dați voi, mai puțin dispensarul nu a ieșit de la verificare. Astăzi am discutat cu el să sună la București. Dar nu-i respins, adică... Nu, nu, este, n-am primit nimic, este... Numai că, din ce am înțeles, sunt doar 10 oameni la verificare proiecte la PNDL la București și merge greu. Le-a dat termenul, era termenul până pe 20 ianuarie și de asta aveam fel de griji, dar înțeles o... Important sau se va obține finanțare pentru noi și eu nu... Contractele de finanțare pentru podețe și pentru reabilitare pod la Hertu sunt semnate. Deci am fost la București, la Ministerul Dezvoltării, le-am semnat. Urmează să mai semnez contract pentru dispensare. Da. Mulțumesc. Domnul Gabriel. Domnul primar, am și eu două rugămintii. Una, am pus informat de cetățeni de la Praia, acolo, din Tătunul Praia sus, că nu funcționează 6 becuri.
Eu, anterior, am fost de multe ori. Am fost evaluat, am fost și am ajutat, am pus eu. De multe ori. Și am făcut multe chestii. Știți și dumneavoastră și multe lume. Am făcut, până acum, niciodată am făcut nicio asumație în asta. Acum nu mai fac nimic pentru nimeni acolo. Din multe momente, știți dumneavoastră, n-ai rost să mai vorbesc eu. Deci lipsesc 6 becuri din multe. Deci eu de aici, eu de multe ori am pus eu becul de la mine, eu am pus. Știi, deci dacă vreți să-l vă aduc, medicianul care a pus, eu i-am trimis și la Praj am pus, și la Conț acolo, în vreo 3 lucruri am pus. Deci de acum nu mai pot pune nimic, dacă vreți să faci ceva, faci, dacă nu, puneți dumneavoastră. Deci, da. Avem film de set de la set. Aici de dimineață. Ieri au fost, l-a pus becul prin Praja. Unde am știut, acolo s-au pus. Da, dimineață am mai pus, și dimineață. Am pus și pic și la Praja. Este Părău, două, da. Și la... La... Puțin, o dată pe săptămână, nu e civil. Nu poți fi în fiecare zi. Da, o dată pe săptămână. Dacă ai dat telefon și nu e civil. Când vine cu iluminatul, poți dea un telefon. Deci, la Praja. În fiecare sat, îi trebuie de 10 minute. Deci la Baia, cu becuri, la Baia, discuția care este la Praja, sus acolo, spre Praja, spre, da, așa, la sus așa. Am pus ieri. Da. La Enoai, sus la Cazacu, și la Cazacu în partea Zanei. Spre barea asta bătrână. Deci sunt 6 becuri care nu pot. Eu din toți 3 le-am pus permanent eu. Din ieri s-au pus ieri. Ieri au fost pus ieri. Da. Acum... Rămâne sunt români, dar numărul 410 nu este bine. De seară, dacă mă sună, informez că au fost puse, care nu vreau să vin la primărie, să declare să facă ce vrei. Deci mai am mai ajuns alte probleme, că să nu putem să am un după iluminat. Toată să domnul vinte probleme. Când vine firma de iluminat, noi spunem, te duci atins punctul de aprindere și tu te satvezi care nu funcționează și care nu funcționează. Mai trebuie decât un polițist. De-aia eu nu iau, adică am rămas surprins cu 6 becuri și ieri au fost acolo. Deci nu știu dacă... Încă o dată, v-ați luat conștiință. Deci eu am mai pus eu, de la mine, am pus totdeauna, am pus ba acolo, nu am pus totdeauna. Și am făcut orice am făcut pentru oricare acolo. Deci acolo am făcut orice, totdeauna. Nu, deci aici nu mai fac nimic. Domnul Cabrini. Probleme personale care le-ai tu avut cu vecinii, n-are rost să amestecăm treaba cu... Am fost informat că nu sunt becuri, sunt acolo. Ce nu vine? Concluzia atrasă, e iluminat degeaba. Doamne, dacă acolo la Cazacu, la Cazacu și la Baia, și acum așa seara, așa am fost informat că nu este bec acolo, la Praj, la Baia. Iurion, și mic, despre numărul 201, nu este bec? Dar nu, n-am informat la 201. Păi la unde nu este? 128. Da, da, am notat și am să fie până la urmă. Da, uite. Asta am, mulțumesc frumos. La ce? Domnul Sărbu. Deci eu, cred că am să vorbesc un pic mai mult. Dar vă rog frumos să... Fii liniști. Nu să... îmi puneți piedici ca să... Deci suntem în anul 2018, este anul centenarului. Am participat acum o săptămână la școala Căius, la Consiliul de Administrație și am discutat cu conducerea școlii și cu cadrele didactice care se ocupă de domeniul artisticului în legătură cu manifestările culturale cultural-artistice care trebuie să le organizeze la nivel de școală în cadrul Comunii Căius, pentru marcarea acestui mare eveniment. Sunt 3 date distincte pe care și onor primăria trebuie să le aibă în vedere, și anume 27 martie, unirea Basarabiei cu România, 28 octombrie, unirea Bovinei cu România, și Marea Adunare de la Alba Iulia de la 1 decembrie 1918, care coronează întruchitează Unitatea Națională a Românilor la Statul Național Unitar România Mare. Domnule primar, următoarea ședință de comisie
a Comisiei de Cultură și Învățământ, Sănătate, nu știu ce, vreau să o fac tot aici și să vă invităm și pe dumneavoastră, alături de carele didactice responsabile și de sport și de cei care se ocupă de sport pe Comuna Brâncuș, pentru că trebuie și Asociația Sportivă, viitorul care văd că îmbătrânește așa în acte, n-am reușit nici să o urmim până acum, să se încadreze în acest program amplu de manifestări, care să marcheze evenimentul împlinirii a 100 de ani de la Unire. Apropo de activitatea sportivă, știu că echipele de fotbal din Liga Națională fac antrenamente asidue acum în perioada de iarnă. Avem și noi echipă de fotbal în Liga Națională, că aici de la, și în noaptea de 31 decembrie s-a jucat sport. Și îmi pare rău că spun treaba aceasta. V-ați înrodit, cum să vă spun eu, împumetrit cu familii de țigani și acum trebuie să le suportăm toate moșiciile, toate obrăzniciile. Terenul este spart în continuare de jur împrejur. Este un individ pe care și domnul primar îl cunoaște, se numește Munteanu, un plecat de vreo 16-17 ani, care am înțeles că este fiul dumneavoastră, domnul viceprimar, care sistematic vine și sparge cartoful. Eu îl văd din curte de la mine, cum vine, trage de plase, cu asta eu l-aș împușca. Nu, cu ceva alice de sare, ca să țipe, să îl usture. Zău, pe cuvântul meu de onoare, cu atâta, cum să spun eu, cu atâta largețe și cu atâta brăznicie să distruge în comuna aceasta și nimeni nu pune piciorul în prăd. Trebuie să avem în vedere faptul că sunt o serie de lucruri sau o serie de proiecte pe care le-am aprobat în 2017 și sunt restante la ora actuală. Vă mai întreb încă o dată și este pentru ultima oară când mai fac această interpelare. Ce se întâmplă cu monumentul de la Pralea? Am spus că ăla era la centenarul de marilor bătălii din primul război mondial. Pralea, ianuarie 2017. Nu s-a întâmplat nimic. Are finalitate? Că alt centenar nu mai apuc eu. Ați dat o dată aici, 27 martie, e ok, ca să îl putem monta acolo? Ce-i 27 martie? Ca să-l sfințim, să-i facem sfințim. 27 martie este unirea Pasarabiei cu Bucovina. Și punem monumentul și noi. Păi, îi găsim o dată. Adică stabilul ăsta, liți ca... Nu de alta, dar își pierd prărenii banii la barbut acolo. Dacă nu poate să mergi la ce acum fi zăpadă, e... Dau ei cu mâna de o parte de acolo. Ce se întâmplă cu școala Pralea? Nu, școala Pralea era legată, denumirea școlii Pralea, era legată de tot de evenimentul ăsta centenar, bătăliile la Pralea, de Catina Teodoroiu. Nimic, nicio măcar o adresă către inspectoratul școlar că dorim să punem această emblemă. Nu, cu școală. Problema la școală este alta. Care vreau să o aduc la cunoștință. Și nici în Pralea nu mai sunt copii. 5-8 să desfințe de școală Pralea și să-i mai acolo. Dacă asta e, va fi situația viitoare, imediată, a școlii Pralea, eu la 72 de ani nu mai mă ocup de natalitate. Nu mai am putere. Vă las pe dumneavoastră mai tineri, așa, să vă ocupați de treaba aceasta. Domnul primar, am o rugăminte mare către dumneavoastră, către primărie. Am depus și un proces verbal de comisie, de ședință de comisie, în legătură cu viziunea Comisiei de Cultură Învățământ cu privire la obiective de investiții care trebuie să fie trecute în programul primăriei în cei 2 ani de mandat care au mai rămas din mandatul acesta, la care
am onoarea să fiu consilier comunal. Vreau să vă spun cu cea mai mare sinceritate că mă încearcă câteodată simțul inutilității în acest consiliu. N-am reușit decât în 2 ani de zile și nu știu dacă astea sunt finalități definitive, groapa de gunoi și transformatorul de la Pralea. Eu cred că este foarte puțin. Sigur, s-au adus și din urmă niște restanțe, s-au aprobat drumuri la capătul Căiuțului, podul de la și drumul la Hertiu, dar este foarte puțin în legătură cu necesitățile majore pe care le are această comună. Și vă repet încă o dată, pentru că am mai atacat problema aceasta, adică am mai ridicat-o. N-am atacat-o, că nu sunt violent. Și anume, Casa Rosetti. Vreau să vă spun că acest răducanul Rosetti, care a avut moșia Căiuțului și castelul din parcul Căiuțului, a fost președintele Comisiei Centrale înființată la 30 ianuarie 1859, imediat după alegerea lui Cuza ca domnitor al ambelor principate. Președintele Comisiei Centrale avea sediul la Focșani. Acolo trebuia să se pregătească unirea definitivă a Moldovei cu țara românească prin Constituție, prin unificarea administrației, un singur parlament, de fapt este și părintele Parlamentului Cuza, o singură armată, o singură justiție. Ce facem? Să împlinesc anul ăsta, s-au împlinit 159 de ani. La anul să împlinesc 160 de ani de la unirea Moldovei cu țara românească. Nu am reușit nici măcar să bada. Felicitări, domnul viceprimar, ați acoperit gaura aceea pe care se strecura ploaia în... Ce facem cu Casa Rosetti? Casa Rosetti pentru mine este, nu pentru mine, eu cred că toți sunteți în asentimentul meu, este un monument care trebuie finalizat și pus în evidență. Dați-ne o delegație, haideți să ne ducem să vorbim cu domnul Stănescu, cu doamna prim-ministru, să spunem, domnule, la Tescane a fost... Asta cum se numește? Ienescu este monument. La Dărmănești a fost Sturza, este monument, este în funcțiune. Și noi nu putem nici măcar să ne depărtăm de stadiul de ruină a acestei clădiri. A doua chestiune pe care vreau să o ridic și trebuie să avem curajul. Pentru că dacă nu suntem vizionari și nu avem un pic de curaj, nu facem nimica. Nu vin lucrurile de la sine. Trebuie să venim noi în întâmpinarea lor. Vorbeam de spectacole, de manifestări culturale-artistice și la aici mă refer și la Sărbătoarea Salcâmului și la Sărbătoarea Bradului și altele care pot fi făcute în anul 2018 legate de sau adecvate momentului unirii de săvârșirii Statului Național Unitar Român. Unde ținem aceste manifestări? Sunt 6 biserici în comuna Căiuț și nici o casă de cultură, nici un cămin cultural. Dar chiar nici un cămin cultural, la ora actuală, în afară de această sală de 70-80 de locuri care este deasupra primăriei. Haideți, vă rog frumos, haideți să căutăm un loc, să încercăm. Dacă vi se pare așa de grandios genericul casă de cultură, haideți să ne ducem la dimensiunea unui cămin cultural. Dar hai să începem ceva. Este rușinos pentru comuna Căiuț cu 5.250 de lei și plătim 6.000 de lei, că depășim cu 200 și ceva de inși cifra de 500, să nu ai un cămin cultural în comuna Căiuț. Cum de altfel, este și rușinos ca să nu existe un stadion. Există un teren acolo, o tovară, și legat și de ce se întâmplă aici, cred că se potrivește expresia pe care am spus-o mai demult, că activitățile de aici se rezumă la cele de Maidan, de genul Maidanului. Haideți să intrăm într-o stare de normalitate, să disciplinăm într-un fel. Nu știu dacă sunt suficiența aia 4
de la poliția locală, poliția cealaltă, statală, federală, sau cum se mai numește așa, nu se implică absolut deloc. Eu n-am văzut niciodată un milițian de ăsta de modern, de după Revoluție, să vină și el aici. Băi, tu de unde ești? Ce faci aici? Ce? Aici să joacă, aici să strică, acolo să dă cu mingea, dincolo să sparge, dincolo pascai și crește floarea lui Ionită. Cu asta am terminat. Mulțumesc frumos. Domnul Domnul. Eu aș vrea să luați doamna secretar, domnul primar ca domnul viceprimar în probleme comune. Deci ca o interpelare așa pentru următoarea ședință de Consiliu. Aș dori să mai vorbesc, să ne prezentați o situație, tot ce înseamnă 416, lucrări cu oameni care sunt tot felul de discuții pe baza asta. Iar vă rog, o situație cu salariile fiecărui salariat, l-am văzut în ședința trecută, s-au mai aprobat niște măriri și chiar ieri, nu vă ascund, erau 50 cetățeni și fac tot felul de speculații. Bineînțeles că era și un salariat de primărie pe acolo, dar n-are importanță. Deci e bine să faceți, să prezentați Consiliul Local, când noi am aprobat, dumneavoastră salarii cu spor, cu tot, dar tare, primar, viceprimar, administrator, secretar, să știm și noi. Să mănâncă și normal. Fără administrator, nu avem. Păi, iar, dar v-am zis, este, poate l-angajați. Cum se aude anumite persoane care spun că-i pompier la primărie imediat, așa o să fie și administrator. A fost cândva, nu. E bine, o să vedem. Pentru că la concurs postul de pompier, vă să spun cine nu câștigă concursul, dacă vreți. Da, așteptați. Da, scoatem la concurs. Domnul 22. Deci, și ar mai fi o problemă, deci, cu poliția locală. Credeți că dânsii își fac activitate? O întrebare, retorică sau cum vreți dumneavoastră? Mai bine ca în anul anterior. Mai bine? Eu nu cred. Dacă vrea să vedeți că astăzi poliția locală, cu ce program au și ce fac, își fac activitatea, chiar dacă mi-i punea în cap. Credeți-mă, cred că singura dată când îi vedem prin comune, când ne aduc niște țările chestii ședință locală. Deci, da, dumneavoastră analizați cât dumneavoastră îi conduceți, dar eu vă zic că mai trageți cu urechea și jos la cetățeni. Ce spun? Că înainte poate nu mai pungeau. Nu, salarii, ori acum, să nu mai destul de mult ca să-i motiveze să-și facă că treaba. Și ultima problemă care vreau, sau de fapt două, să vă spun este, dacă îmi spuneți care este stadiul proiectului cu asfaltare din mai 2016, prin AFIR, citați ceva. Acesta de când se va apuca de lucrare. Nu știu ce a fost în mai 2016, dar eu știu că nu. Aprobarea proiectului. Nu s-a sunt ai, nu, o să vedeți toată documentația pentru proiect. Nu s-a aprobat, e aprobat, făcut, s-a aprobat dumneavoastră. Nu contează. Spuneți dacă, este... O să vă spun la momentul potrivit. O să fie surpriză. Nu, deci surpriză ce să fie. Da. Da. Ca și cu... facem o paralel cu groapa de gunoi, că nu se mai făcea nimic. Mă rog, deocamdată în afară de PNADR, care se dau niște bani politici, nu am văzut un proiect european, nici pe gaz, nici pe alt căiuz, dacă îi scrie retorici. Și... la dumneavoastră... Ați început campania, domnul? Dar nu, că nu-i un candidat. Nu vă faceți probleme. Nu-i campanie dacă vă cer niște răspunsuri. Nu o să vă loviți de mine ca și candidat. Nu vă duceți... Mi se pare că e așa, dar nu vreau să mai întreb. Nu, să vă convingeți la momentul respectiv. Mă întrebați pe mine în 2 ani, dar alții în 15 ani. Cred? În mai mulți, așa. Nu, dar eu zic că se vede ceva pe mama mea, să dea Dumnezeu să stați 12 ani să faceți ce am făcut eu. Și nu va fi mulțumit. Da, în fine, asta e. Unde fiecare. Dacă doreați să credeți când vă treabă cineva ceva, că este campanie electorală, este greu. Foarte greu. Da, nu vă mai zic că a spus și domnul Sârbu că avem o bază sportivă care e mai mult încuiată. Și oamenii, copiii sau indiferent cine e, ca să intre să-și desfătoare activitate, ei trebuie să rupă clasă. Un lucru cert și real, și se vede. Cam asta. Da, domnul Roșca? Da, am ceva astfel. Având în vedere că s-a aprobat planul de acțiune al celor de la 416, o problemă ar fi care de ceva ani și ar trebui rezolvată. Ulița de la Sândulache la Alupei
sunt nucii la Ilene, care sunt în drum, efectiv. Acum, fiind repaus vegetativ, ar trebui toaletați un pic pentru mașina de salubrizare, salubritate, pentru pompieri, poliți, din spate, pe la părul, pe acolo, din spate, sunt nucii de la, care sunt în limita proprietății și, fiind digul mai înalt, undeva și orice mașină care trece pe acolo, atinge în crengere. M-a spus, este repaus vegetativ, se poate cu toaleta cât de cât așa, că e... Deci, în primul rând, la salubrizare. Văd că trec ăștia și da. Până pe marginea acolo. Deci, e o chestie minoră care trebuie avut în vedere și se poate remedia. Sunt câțiva pomi fructii care acolo, spre sănuci, care încurcă traficul în zona respectivă. Chiar nu rugăm, unde mai sunt probleme, da, și ne spuneți ca să știm. Ei, asta să știm mai mult, dar măcar acum, dacă se poate rezolva, dar nu o problemă. Atât, vă mulțumesc. Domnul Oșteanu? Domnule, în datida faptului că anul trecut am fost încadrat în categoria contestatarilor multor problemelor care din astăzi le-ați demarat. Am uitat, să recunosc că am făcut-o, dar în același timp vă spun că am făcut-o motivat. De fiecare dată am adus argumente. Da. Acum că suntem la început de an, e momentul când se adresează urări de bine, felicitări. Mă simt dator și obligat să adresez felicitări de toată inima celor două executive care au contribuit într-o oarecare măsură la realizarea unei investiții mari, respectiv asfaltarea drumului Vâncen-Hârtiu. Ați rămas uimiți. Pentru ca aceste urări să poată fi adresate și în alte dărți, în alții ani, ar trebui să ne gândim după acum să demarăm realizarea unor proiecte pentru atragerea fondurilor europene pentru viitorimea Comunei Căiuți. În atare situație. Astăzi am avut ocazie, cred că nu numai eu, ci dumneavoastră, să vedeți că la București, mă refer la minister a fost, la comisarul european pe la noi din țară, s-a întâlnit cu primul ministru și au făcut o analiză a modului de consumare a fondurilor europene în România pentru din 2014 până în 2020. Dacă o fi 14, nu știu, s-ar putea să greșesc. Dar până în 2020. Era vorba de vreo 20 de miliarde de lei. În anul viitor ar fi vreo 1 miliard 700 de milioane. Știm cu toții că toate proiectele care le întocmim durează ani de zile până când intră la derularea lor efectivă și la realizarea investițiilor respective. Și de aia vin eu acum cu o rugăminte la dumneavoastră executiv să vă măriți preocupările pentru întocmirea cu mult, cu anticipație a ceea ce se cheamă proiecte pentru echiparea Comunei Căiuți cu toate cele necesare infrastructură. Și de ce să ne oprim numai la o casă de cultură și de ce să ne oprim numai la nu știu ce din uliță de făcut? Trebuie să gândim multe mai multe, să gândim că asfalt ar trebui mai devreme sau mai târziu duse pe toate ulițele comune, că asfalt trebuie dus și în satul Boiștea, lucru foarte greu de realizat pentru că nu este lățimea platformei acolo. Fapt pentru care executivul ar trebui să demarați, eu v-am propus odată, să demarați după acum cele necesare, să lămurim cetățenii din acel sat să realizeze această primutare a gardului. Fie făcută și cu cheltuiala noastră. După aia, tot acolo trebuie terenurile grădinile respective, două la număr, după știința mea, la lacul Iroptic, să renunțăm la acea pantă mare la intrarea în Boiștea și să o facem pe dincolo de lac și să ieșim la prima uliță și la prima fântână. Cu viitorul asfalt care se va face. Domnule, deci sunt atât de mult de lucruri de făcut, dar ele trebuie luate din timp. După acum, cei care au făcut și până acum proiectele respective, ele să stea acolo undeva să fie precum literatura desertar, știți dumneavoastră.
Să fie proiectele la desertar și astfel încât atunci când veți fi chemați la stăpânire, numai să le mai modificați cu date, cu ceva completări eventual în legislație, dacă au intervenit pe parcursul timpului, și să fim cei care să accesăm, pentru noi o facem, la urma urmei. Domnule, o a doua chestiune m-ar referi la BBC, bugetul de venituri și cheltuieli, și la nivelul unei unități administrativ-teritoriale, e compus din două, veniturile și cheltuielile. Acum, veniturile pe noi, ele nu pot fi foarte mult mărite. Veniturile cele de la nivelul comun, ele sunt cam aceeași. Nu putem să le punem drojdie din ele să crească. În schimb, cheltuielile, eu consider că la cheltuieli, dacă listăm toate cheltuielile pe parcursul unui an, că un buget se întocmește pentru un an de zile, listăm toate cheltuielile cap-coadă, domnule, în bugetul de venituri și cheltuieli, eu nu aș vrea să mai veniți și anul acesta cu o listă a investițiilor, știți dumneavoastră, cu cele în continuare și cu cele în curs asta. Nu, eu aș vrea să veniți, dacă se poate, pentru o transparență mai mare din partea dumneavoastră către noi consilieri și către populație, în primul rând, nu către noi numai, cu o listă a tuturor lucrărilor și altor cheltuieli pe care le efectuați. În atare situații, vă dau, să vorbesc la un concret, vă dau un exemplu. Ce-ar fi ca să veniți dumneavoastră cu un program de execuție a lucrărilor la drumuri, respectiv întrețineri, reparații și întrețineri, pentru țineri ca o pe care intră în categoria celor care, când o să mai fie la cele asfaltate, termenul garanție. Să veniți și cu astfel de liste și atunci să vedeți dumneavoastră că, cum spunea domnul vice, nu vor mai fi discuții că un autograder și-a făcut sau nu și-a făcut treaba. Noi gândim dinainte, ăstea nu sunt banii, lucrările trebuie făcute reprofilări, dar să nu se mai facă în comuna Căiuți pe niciun drum neasfaltat reprofilare fără adăugare de balast. Și dacă e cazul și compactare. Pentru că, domnii mei, a plimba, repet, vă rog, a plimba un autogreder nu este corect. E o chestiune care spune cartea tehnică. Degeaba reprofilez. Dacă eu am groapă, cât pot să reprofilez acolo? Groapa rămâne. Apa își va face loc. Acum, în perioada de iarnă, duce la avortări, cum la asfalt și așa mai departe. Deci cele trebuie gândite din timp. Nu revin cu lucrările care se impuneau în toamnă pentru conservarea cât de cât până intră în reparații podul de la Herdiu. Sunt niște găuri. În primăvară le vom vedea mult mai mari. Domnii mei, pentru a înlătura o contestare împotriva celor care dumneavoastră veniți de genul acțiuni culturale, așa zise culturale, că nu prea culturale au fost ele, sărbătorirea saltului a bratului, trebuie Căiuțului. Să nu vorbim că zilele Căiuțului, în acest an, m-aș ruga de dumneavoastră, apelați și la noi consilieri, să facem adevărate zile ale Căiuțului, cu toată gama de activități, cu susținere, cu simpozioane, cu toate cele necesare. Deci, pe lângă toate cele pe care eu le-am contestat, considerându-le ca fiind lucruri nu utile pentru marea majoritate a populației, vin la dumneavoastră acum cu o rugăminte, dragă executiv a OAT Căiuți, cu o rugăminte ca să demarați un proiect. O să spun, dar de ce nu demarați dumneavoastră stimabile? Păi să vă spun de ce. V-am spus-o. Să demarați un proiect pentru acoperirea surselor de apă deschise. Dacă cineva poate să-mi garanteze că în viitorime, imediat, toată comuna va beneficia de surse de apă, protejată, cum beneficiază Copeniul, Lidarul, am înțeles, Căiuțul și așa mai departe, mă îndoiesc.
Deci vor mai dura mulți ani. În atare situații, domnule, haideți să ne propunem, să demarați un proiect. Eu am făcut un calcul, dacă vreți să-l discutăm, nu astăzi, costurile n-ar fi foarte mari. De acoperire, de protejare cât de cât a surselor de apă și nu numai atât, să mergem și să realizăm periodic, pare de 4 ori pe an, zic eu, și a analizelor necesare pentru toate sursele de apă de care beneficiază locuitorii. Dar îmi dați voie să vă întreb un pic. Da, vă rog. Să putea pune și un program de lucrări la ceilalți plăstii 16 și puteam face chestia asta și cu ei. Păi da. Să acoperim frântele mine. Păi domnul primar, e foarte bine, dacă v-ați notat cum aveți în vedere, nu neapărat, nu neapărat cu un proiect anumit, aici nu... Păi nu, domnule primar, dacă să nu mai vină Orheanu de la alte dăți, să nu mai vină ca la alte dăți Orheanu și să critici iară, domnule, că s-au cheltuit bani, că nu știu cât și nu știu cum, listați cheltuielile acum... odată cu bugetul de venituri și cheltuieli... Avem un capitol unde putem încadra. Păi eu asta mă rog, păi da, dar să fie, domnule, totul transparent. Listați toate cheltuielile respective, deci dacă nu considerați că nu-i neapărat. În schimb, la proiectul ăsta pe care eu l-am solicitat să-l demarați dumneavoastră, vin și cu alte rugăminte, domnul viceprimar. Lăsați-l cu domnul primar, că mă adresez tuturor, de fapt, nu numai asta. Veneam și cu altă propunere. În satul Mărcel, domnii mei, îmi spuneau o parte din colegii mei, îmi spuneau, lasă, domnule, că s-a realizat o sursă de apă acolo și pentru cei din satul Mărcel. Aia este total necorespunzătoare. De unde bea omul, bea și animal acolo, dacă e dinspre Bocara, dinspre pădure de acolo. Domnii mei, nu știu cât ne-ar putea costa să-i aducem și pe oamenii aia la un nivel cât de cât de siguranță din punct de vedere al consumului de apă pentru satul Mărcești. Deci, în atare situații, proiectul care eu, așa, veneam cu două chestiuni. Deci, odată, pe de o parte, acoperirea tuturor surselor de apă neprotejate de apă, așa, și al doilea, realizarea unei corespunzătoare surse de apă în satul Mărcești. De discutat ar fi foarte multe. Nu vreau să plictisesc, vin cu o rugăminte concretă și am să referitor la ce. În satul Brânceni, în zona Loturi, este prima uliță vis-a-vis de fabrica de cherescea de acolo. Aș ruga să aveți în vedere, odată cu lucrările de întreținere și reparații la drumuri, să veniți acolo cu administrare de balast către capătul uliții, încât cetățenii și de acolo să nu mai spună că nu poate să intre mașina și să ducă cu bucăți lor, cu lucernă și așa mai departe. Mașina de gunoi. Deci să aveți în vedere și această chestiune. În speranța, domnii mei, în speranța că am fost înțeles, în speranța că m-ați înțeles și veți da înțelegere, veți fi înțelegători și să realizați cele mele, eu vă mulțumesc, domnule. Da, dacă nu mai sunt mai este nimeni, aș vrea să vă spun și eu câteva cuvinte vis-a-vis de menționarea făcută de domnul profesor Sârbu. Conacul Roseti. Conacul Roseti, știți prea bine cum ne-am chinuit și ce am făcut cu la Nord-Est, la organizația Nord-Est, proiectul care l-avem și a fost respins pe anumite motive. Din ce informații mai am, maxim în luna aprilie să vă deschide o nouă linie de finanțare. Încercăm și pe această linie de finanțare să le reconim. Apropo ce spunea domnul Orheanu, că e bine că le avem și le scoatem și mergem cu ele. Eu nu am nimic împotrivă. Vă deleg, faceți ce vreți dumneavoastră. Mergeți la București, la Ministerul Culturii, la orice. Dar să știți că sorți de izbândă nu aveți decât în felul ăsta. Eu vă cred că doare pe fiecare. Și pe mine mă doare când trec pe acolo și văd stadiul în care este. Să dau cu ochiul zilnic, dar să nu credeți că dacă ar fi undeva, hai să avem bani și să ne apucăm de treaba asta, nu s-ar apuca. Oricine ar fi primar, nu eu sau nu dumneavoastră, oricine cred că ar face chestia asta. Dar nu poate să o facă la momentul ăsta. Încercăm iarăși în aprilie să vă deschide linii de finanțare pe monumente istorice de gradul 1 și încercăm să le punem. Suntem în stadiu cu intabularea din motivul pentru care a fost respins proiectul, că
avem intabulare definitivă. Sunt trei cărți funciare. Avem intabulare definitivă pe una, pe două, în așteptăm hotărârii guvern pentru celelalte două, ca să le facem definitive. Ca aia înseamnă. Trebuie intabulat prin hotărârii guvern. Deci nu-i nimeni să nu vrea să facă sau ceva de genul. Iar vizionare de terenul de sport, domnul Durlan spunea că îl ținem închis. Nu putem să-l lăsăm la liber, că dacă îl lăsăm la liber, domnul Sârbu după aia nu poate să doarmă în casă. Nu ați înțeles nimic din ce am spus eu. Spuneți din nou. Îmi pare foarte rău. Referitor la baza sportivă de aici, da, consider că este făcută pentru competiții sportive și nici de cum pentru jocul de maidan. Pentru că fie că este închisă baza sportivă, fie că este deschisă, fie că sparg gardul și intră frauduloși pe teren, cei care populează această bază sportivă sunt romii cu doi de el. Domnul profesor, este închisă doar prin ideea de a să vină profesorul de sport cu elevii, să vină organizat, să folosească această bază sportivă. Eu nu dumneavoastră sunt în Consiliul de Administrație la școală. De ce nu le spuneți, domnilor, mergeți la primărie, când aveți nevoie, luați cheie, intrați prin sport. Spuneți-le copiilor. Problema este că pe această bază trebuie să desfășoare activități sportive sub genericul Asociației Sportive Viitorul, care la ora actuală nu are actele făcute. Noi am făcut ședința în iulie, acum un an, nu s-a parcurs un pas spre finalizarea acestei treburi. Doi. Dacă dumneavoastră considerați că pe baza aceasta sportivă se pot desfășura activități numai în persoana minorităților, e greșit. Pentru că înseamnă că dumneavoastră nu ați înțeles greșit. Copiii sunt dornici de sport, dar trebuie să facem ceva organizat sub strictă supravegherea profesorilor, că de aia sunt profesori de sport și de tip competițional. Nu așa alantala. Dumneavoastră știți că de Sfântul Ion noaptea, la ora 9, erau țigani pe teren aici? Nefericirea este că sunt fericiești cu baza asta sportivă. Fim realiști la ceea ce suntem. Nu e o atitudine ostilă a mea față de omul. Și eu am făcut sport în comuna asta. Am născut aici, am crescut până la 30 de ani numai aici în comună. Am jucat sport, am făcut sport de performanță în comună. N-am nimic cu rău. Singurul lucru la început care a fost deranjant, nu pentru mine, pentru toți vecinii ăștia aici, prosta amplasare. Dar dacă este, eu nu vin să văd în baza sportivă. Dar hai să o aducem la un nivel de disciplină sportivă și să se întâmple lucruri bune. Bune pentru comună, să avem și noi o echipă de sport, să facem competiții intercomunale, intersătești. Dar nici de cum așa, alandala, când cum îi se pe românește, că îmi pare rău că acum mi-a analizat discursul înainte, că am făcut o lejeritate de exprimare, că l-aș împușca pe ăla. I-aș împușca două palme, că e un goblizan înalt, să vedeți cum se cocoșează de la 1,70 m și ceva, că e mai înalt ca mine, se bage pe sub, pe burtă, pe... Dar, vizavi, vedeți, a spus domnul Orcheanu perfect de toate, cu proiecte. Deci, despre Casa Rosetei, eu știu ce eforturi s-au făcut și împotmolirea acestui obiectiv este subiectivă. Nu va aparține dumneavoastră. Această chichiță cu tabularea, nu știu, trebuia altă dată, în altă epocă trebuia rezolvată. Dar haide să nu o abandonăm. Eu la asta m-am referit. Tocmai de aia am spus. Astăzi am discutat, în aprilie se redeschide o nouă linie de finanțare. Încercăm să le bun, așteptăm până în aprilie. Ce să fac? N-ai ce face altceva? Nu am cerut în nume propriu delegare spre că nu mă duc eu să dau cu capul în ușă la București. Tot o echipă a comunei Căiuți, cu un frunte cu primarul, cu un
2-3 consilieri care să pledeze și să susțină cauza casei Rosenau. Doamne, eu cred că și guvernanții ăștia sunt români, domnule. Și trebuie să gândească la nevoile românilor. Noi avem aici, la Necăius, nu avem dar nici Casa Rosete. Casa Rosete putea să fie la un moment dat, dacă era finalizată anul ăsta sau la anul, așa ne-am propus noi la sfârșitul mandatului să fie finalizată, să fie un centru cultural de elită în comuna Căius. Și sunt condiții pentru așa ceva. Sunt cerințe pentru așa ceva. Ca la un direct. Spuneți, sunt în ședință. Ați terminat? Da. De ce? Vreau să, ca așa, indirect, baza asta sportivă, parcă sunt toți în discuții mereu, vis-a-vis de amplasament, vis-a-vis s-a făcut. Eu spun atâta, e un lucru bun făcut. La momentul respectiv, când s-a realizat acest teren era singurul care corespundea ca să realizeze investiția. Era un teren părăsit unde cred că era mai bine astăzi decât un parc. Și un teren de sport nefolosit. Era mai bine cum era înainte să lege caii. Acum mai nou, noroc că avem un depozit de foc aici. Care văd că intră în mașină și pun până să străce și darele astea. Dar nu-i problemă cu asta, că nu le vede nimeni acolo. Că erau două lampadare, nu mai sunt. Mă rog, o crea tot timpul discuții de această investiție și nu văd de ce. În oraș sunt astfel de baze sportive, chiar mă uitam și mă năsesc tot, dar vorbesc de oraș, unde sunt conjurate de blocuri. Și se joacă și în nocturnă, se duc până la ora 12, nu mai stai probleme ca la noi cu o bază sportivă. Da, au fost probleme când sărea mingea, într-adevăr. S-a pus acea plasă. Dar n-a fost un capăt de țară ca să stea ca cuilul pe pelea în gâtul cuiva. Eu zic, da, este încuiat, poate să mai făceau străcăciuni, dar ați văzut că și înainte mergeam așa. Au început să rupă, plase, să deterioreze, să străci. Nu, faceți un program, puneți-l acolo afișat între orele de, orele de. Și nu putem interzice altor categorii de tineri ca să nu vină să facă sport pe acest teren. Nu că pentru tineretul din comună, chiar și pentru noi, cei mai în vârstă, vii și joci un tenis. De asta este făcut. Și de asta se fac. Nu acum am făcut numai școli. Nu, ăsta este un teren public. Sportiv. Pentru școală facem unul în curtea școlii care intră numai școală. Și gata. Tot atâta sunt discuții. Dar să mai facă unul, dacă poate și nu mai fi probleme în curtea școlii. Tot atâta se bate că nu știu ce apa în primul. Și cu proiectul Casa Rosetti, că pe timpul mandatului meu a fost inițiat. La un moment dat ei nu se cereau toate acele intabulări. Că au venit cu ele, cât se mai schimbau, au mai venit cu una, au mai venit cu una. O mai veni cu una. Nu cred că a fost cineva, eu, orândarul, sau indiferent cine ar fi venit primar, nu cred că era cineva nebun să nu ducă să nu facă. Într-adevăr, este o investiție foarte mare și greu de făcut. Am spus-o la timpul ei tot timpul, dar nu că cineva a fost cuilul pe pele. Ești cuilul pe pele sau, mă rog, în alt, mă rog, cum ați spus dumneavoastră, să vină cuiva. Era o vină să o asumai că nu vă cheltuiai bani și nu ințeai în proiect de hotărâri sau un proiect de anvergură asta să facă să realizeze. Dar, na, cum sunt în alte orașe numai realizări, la comun nu poți să le faci toate. Și mai sunt de făcut, dar nu așa, pe cont că faci ăla, nu faci ăla, nu-i bun aia, e bun aia altă, să facă altele mai bune și mai bine. Tot atâta să fac discuții de ălea, că chiar și țiganii ăștia, cum le spun romii cu doi de rând, îți cetățenii ai comunii, sine, nu poți să-i îngrădești dreptul de a se duce prin teren de sport. Că se duc ei în alte condiții, e altceva. Dar nu poți să-i îngrădești acest lucru. Cam atâta, mulțumesc. Vreau să mai spun vis-a-vis de proiect că am s-au aprobat azi aia pentru apă și canal. Noi, dacă vă aduceți aminte, în anul celor, avem și acolo un proiect de extindere de cea din canalizare. Și apă și apă uzată. Dar tot așa, în timp, te izbești de o grămadă de probleme pe care trebuie să le rezolvi să te duci la capăt. Aceea conductă de canalizare trece pe la fostul, pe la FADESA, pe la fostul IMTF-ul. Că ăla e proprietar. Multe noastre sub fondurile europene, unde voie să avem așa ceva. Așa au fost făcute atunci, în 2005-2006, când s-au făcut. Bazinul de apă este pe proprietatea lui Basarab.
Și acum, bazinul de apă a comunei. Dar nu l-a cedat oare? Nu l-a donat? Dar am aprobat. Eu am zis că l-a cedat, l-a aprobat, vrea să merg la notar să semneze. Și acum nu vrea să semneze. Da? Noi am dat toate documentații, am ajuns la notar. Am ajuns la notar să semneze. Hai să vezi că... Eu mă întreb... Așa au fost făcute, acum vreau să-i fac extindere. Pe proiect, că îți bani mulți, 6 stații de pompe la canalizare ca să poți să duci în aceeași stații de epurare tot ce se colectează. Deci, îi se lucrează, e proiect, dar să vedem că nu-l putem depune, că sunt tot felul de piedi de astea care se amână. Spunea domnul Sârbu. Da, nu se vede, în 2 ani de zile nu se vede. Nu se vede, că continuă apare ceva și ia te mai lungești și ia te mai lungești. Dar facem absolut tot ce se poate. Dar cu transformatorul la Prarea s-a rezolvat? Acum era la telefon domnul director de la GAL. Deci nicio problemă, e cu altă problemă. Mă gândeam că în studia asta am și răspuns. Era director de la GAL la telefon. GAL s-au mai deschis sesiunile? S-au mai deschide noua sesiune pe GAL. Intenționăm ca banii care ni se revin după GAL, că așa e procedura. Anumită sumă. Anumită sumă, sunt parte la comunile, iar anumită sumă și sunt parte la toate comunile care sunt membri în GAL. Cu toate că noi suntem în urmă foarte în urmă cotizația și nu știu cât o să ne mai țină, dar încercăm și o să intenționăm să facem, să, acolo este singura sursă, să putem face un târg săptămânal, să finanțăm un târg săptămânal prin GAL, prin alte surse nu avem. Care din bugetul local. Și intenționăm anul ăsta să depunem un proiect pe un târg săptămânal prin fonduri de la GAL. O să dure. Poate ne întrebați de ce am... Și ca în plasamentul unde vă mântiți? Domnule! Costul tău, săptămâna. Acolo, la tău, acolo este ideea. Ia-ți la ședință? A, da. Proiectul de ședință. Jate de plasă, ședință.